Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Capricornii vor fi ocupați să lupte pentru finanțe. Acum părții materiale îi vei acorda maximă atenție. Vrei independență financiară. Multe dintre ideile tale vor fi ajutate de cei dragi. Capricornii tipici, în august pot experimenta disconfort intern. De vină este potențialul energetic redus și influențele cosmice negative, mai ales în a doua jumătate a lunii. Așa că este mai bine să planifici lucruri importante pentru prima decadă a lunii. În ultima lună de vară, îți va fi dificil să interacționezi cu ceilalți și să găsești înțelegere reciprocă. Nu este un moment bun pentru comunicare activă, întâlniri și negocieri. Nu te concentra pe tine, trebuie să poți înțelege și interacționa cu mediul înconjurător. Dragoste, în căutarea liniștii în viața lor personală, mulți singuratici se vor întoarce. Vei dori să încerci relații din trecut. Apropo, va apărea un fost partener care te va încânta cu laude. Gândește-te cu atenție dacă vrei să te lași sedus a doua oară cu aceleași trucuri și apoi să suferi de sentimente neîmpărtășite sau speranțe nejustificate. În august, ai tendința de a trece cu vederea mesajele adevărate ale partenerului tău. Nu te grăbi să iei o decizie. Pentru cei care și-au găsit deja fericirea în relații, astrele îi sfătuiesc să treacă la un nou nivel. Este timpul să înlături anumite limite care nu permit cuplului tău să se dezvolte. De exemplu, vă puteți muta sub același acoperiș, puteți cere înregistrarea oficială a relației sau puteți concepe un copil. Nu ezita cu această problemă, altfel certurile și conflictele sunt inevitabile. Reprezentanții unei familii se vor confrunta cu problemele creșterii copiilor. Acum pot apărea cheltuieli neprevăzute și stânjeneli sociale. Sănătatea. În august, capricornii trebuie să aibă grijă de sistemul lor nervos. Poți fi foarte stresat acum. Fii atentă la felul în care te simți și răspunde la toate semnalele corpului. Tensiunea arterială poate crește din cauza circulației proaste sau din cauza condițiilor vasculare precare. Folosește dușul de contrast, mișcă-te mai mult și fii mai puțin nervoasă. Sfaturile oamenilor simpli îți vor aduce numai beneficii. La sfârșitul lunii august, poți merge într-o stațiune pentru a te bucura de sănătate. Consumul în exces de zahăr și alimente grase îți poate afecta aspectul. Fii atentă la dieta ta. Este timpul să alegi o dietă pentru tine care să te ajute să te menții în formă. Nu neglija procedurile de îngrijire, ai grijă să te înscrii la un masaj și un salon spa pentru a-ți relaxa trupul și sufletul și a te pune în ordine. Banii. Capricornii vor fi cufundați în muncă pe tot parcursul lunii august. Acum te confrunți cu o sarcină destul de dificilă, care ascunde venituri mari. Fii sigură că vei face față oricăror dificultăți, dar nu refuza ajutorul care ți se oferă. Simte-te liberă să vorbești despre ceea ce nu poți face. Prima decadă a lunii va fi cea mai productivă. Vei acționa intenționat și eficient. Experiența și intuiția te vor ajuta în multe chestiuni. Chiar și ceea ce vei face pentru prima dată, vei face bine. În a doua și a treia decadă ale lunii august este posibilă forța majoră, care va necesita un răspuns rapid. Costurile materiale nu sunt excluse. La sfârșitul lunii este bine să nu începi proiecte noi, situația va fi foarte instabilă și schimbătoare. Amână începerea proiectelor mari. Reprezentanții șomerii ai zodiei pot începe singuri într-un domeniu nou pe care nici măcar nu l-au luat în considerare. Dar surpriză, vei putea obține rapid un loc de muncă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!